Bonjour, ça va? Stați așa, că acum sunt în micul Paris. Tocmai ce am venit de la Paris, de la săptămâna modei, a fost foarte frumos. Voi știți că m-ați urmărit pe Facebook, pe Instagram, dar acum sunt în hot spot-ul Bucureștiului, adică aici în platou la OK Magazine România și ce credeți? A venit luna martie, odată cu ea a intrat primăvara cu dreptul, da, că este foarte frumos afară și bineînțeles, așa cum vă promiteam săptămâna trecută, o să am niște doamne superbe invitate în emisiunea E OK să fii vedetă. Astăzi dăm startul cu Anca Serea Sână. Anca Sână Serea, Anca Serea, cum e? De fapt este cum în primul rând, bine ai venit pe meleagurile noastre și Dana, să știi că poate chiar tu ai adus primăvara. În sfârșit ne bucurăm de timpul frumos de afară și e un pic de confuzie, așa s-a creat, datorită unei reclame. Oarecum a fost obligată ca în acea reclamă să mă prezint Anca Serea, pentru că era titulatura mult prea mare și prea lungă. Da, și tu știi ce presupune asta, dacă eram cronometrat cu secundele. Și numele meu este numele meu de doamnă, care este Anca Sână. Punct. Adică este punct. Numele soțului meu. Da, doar am înțeles. Dar pe mine nu mă deranjează. Pe el, mai așa. Da, nu știu, am văzut prin presă ceva cu o ceartă. Astăzi m-au sunat și pe mine colegii de la un post TV să mă întrebe, domnule, tu știi, nici nu știam ce declarație e asta, dar zic că ei, am început să râdă, dai seama că până la urmă numele este, e și el important, dar mai puțin important. Important e ca oamenii să se înțeleagă bine și sunt doar bine, detalii. Da, pe seama. De altă parte, să știi că și eu am trecut prin chestia asta, pentru că, de exemplu, când am intrat la televiziunea română în 1993, adică, așa, mai de mult ușor, așa, cu ceva timp. Da, eu eram căsătorită și na, mă chema Stanciu, dar toată lumea mă știa cu numele meu de scenă, ca să zic așa, Dana Săvuică. Și țin minte că am avut aceeași problemă cu fostul meu soț, că el spunea, dragă, da, tu ești în acte Stanciu, prezintă-te ca atare. Și eu tot încercam să-i explic, băi, n-are nicio legătură cu relația noastră, cu așa, cu așa, cu așa. N-are nicio legătură, asta este numele meu de domnișoară, într-adevăr, dar de scenă. Și atunci, asta e, cei de la TVR spuneau, băi, ai nebunit, pe dacă punem Dana Săvuică Miniuță Stanciu, iese din ecran numele, știi? Deci aici, într-adevăr, e... Puteai să spui Dana SS, că suna bine, adică napolez. Zici? Nu, că și eu sunt tot cu SS, îți dai seama că sunt SS. Bine, SS înseamnă Spring Summer. Da, sau super, stai să mai super găsi, sexy. Super sexy, da, ți se potrivește, da, super sexy, da. Ai văzut? Da. E adevărat că asta cred că este ușor latura mai puțin plăcută a celebrității și când ești o persoană publică, nu? Ce da, zici? Să știi că eu am primit de-a lungul timpului lucrurile astea cu o normalitate, pot să spun. Nu au fost așa anumite lucruri care să mă deranjeze în mod special, pentru că eu cred că viața m-a plimbat așa și m-a adus în anumite puncte în care să învăț să fiu extrem de tolerantă, deci ca să mă enervez pe mine sau să-mi creeze o indispoziție. Doar soțul meu are acest talent și uneori mama, că amândoi sunt berbeci și au caractere așa foarte puternice și eu sunt la mijloc, dar nu, asta a fost o mică glumiță. Nu, din partea presei și a mediei în general nu am avut neplăceri, deși poate eu de multe ori nu am fost atât de corectă sau atât de am lăsat loc la anumite interpretări. Da, mai greșim, nimeni nu e perfect. Da. Dar nu, am învățat cumva să le iau ca atare lucrurile, sincer. Deși chiar dacă ar apărea mâine, uite, spre exemplu, anul trecut a apărut o știre legată de divorțul nostru, dintr-o mică glumiță, deci, sincer, știi? Chiar voiam să te întreb adică, despre asta. Că... Da, a fost o glumă pe care eu am făcut-o, a fost interpretată, dar am fost atât de asumată încât chiar mă gândeam, adică era anormal să nu apară această știre, adică a fost și un concurs de împrejurări pentru că eu nu am ajuns la un botez la care trebuia să fim nași, mă rog, noi eram nașii secundari, presa nici n-am mai intrat în detaliile, erau niște nași principali și nași noi nu eram nașii secundari, eu chiar nu m-am simțit bine în acele ore, am plecat la machiaj și la păr, soțul meu n-a mai știut, mă rog, el a mers cu 9 ani înainte să mă aștepte la biserică și nu, eu nu am mai ajuns, din păcate, îți dai seama, a fost... Dar deja, cum să spun, Dana, m-am dezobișnuit să dau foarte multe detalii, pentru că
e firesc să ținem cumva și la intimitatea noastră și întotdeauna lucrurile astea vor fi interpretate. Nu mă deranjează. Da, cu sau fără voia voastră, da, lumea oricum va vorbi, nu? Da, da. Dar e normal să fie așa. Adică trebuie să fie asumat. Când ești expus, e normal să fie așa. Da, dar în familia... Oamenii își fac meseria și eu înțeleg această chestiune. Bun, dar în familia voastră sunteți două vedete, nu una. Păi da, și cum mai, e? Mai degrabă eu prefer să zic că este una. Deci adică el, cu alte cuvinte. Da. Pentru că eu nu m-am simțit niciodată și nici nu-mi place această titulatură și nici nu consider că am făcut ceva atât de califragilistic să port acest nume. Nu cred că mă, cum să zic, nu mă caracterizează, pentru că întotdeauna am fost un om și voi fi căruia îi place să fie, să trăiască într-o anumită discreție. Și atât, în rest, am ajuns aici doar datorită unor lucruri care adică am fost ajutată să fiu, am și muncit foarte mult, dar nu m-am dorit să fiu aici. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce... Dar chiar, tu cum ai pornit pe drumul acesta? Adică te pregăteai pentru altceva în viață? Nici nu mai știu. Ar trebui eu să spun asta, nu tu. Nici nu mai știu, stai să mă fac comodă că e... Stai păi bine, te rog frumos să te faci mai comodă decât sushi nu se poate. Deci cățelul meu care s-a lipit de tine. Mie la somic. Da, mă, iubitule. Cum am pornit? Eu îmi doream foarte mult să devin ceea ce îmi doresc și acum, fiindcă îmi plac foarte mult copiii, să fiu învățătoare sau educatoare, foarte mult, pentru că și mama mea a făcut o perioadă bună din viața ei această meserie. Și cum am pornit? Am pornit câștigând concursul Elite Model Look, tu știi foarte bine ce presupunea în vremurile în care modeling-ul era chiar făcut cu seriozitate și rigurozitate. Am fost împinsă foarte tare și susținută de fratele meu, care este mai mare cu 5 ani jumătate, la modul că mi-a zis, broască, pentru că așa mă porecla. Dacă nu te duci, eu eram Din Tecuci. De unde broască? Păi stai că e povestea mare. Te rog frumos să-mi spui. Mi-a spus și muscă și broască. Eu eram foarte înaltă și slăbuță pe vremea aia. Ah, ok. Comparativ cu fetele din generația mea. Broaștele nu sunt înalte și slăbuțe. Păi aveam așa membrele. Mi și grăsuțe. Cine știe? Da, cine știe? Ce-ai fost în capul lui? Da, broscuță îmi spunea. Și mi-a zis, dacă nu mergi, noi suntem din Tecuci. Și am citit în ziarul local că va avea loc această preselecție la Galați. Și eu n-aveam costum de baie, n-aveam fustă, n-aveam, că eram extrem de complexată de faptul că sunt foarte slabă, n-aveam nimic din ce-mi cereau în lista aia, dar m-a împrumutat de aici, de acolo, la câteva chestii, m-am dus la croitorea să mi-am făcut o fustă mini așa. Și am luat, cum Dumnezeului se numește, nu autobuzul, microbuzul, așa, și am plecat și eu cu o tolbiță mică spre Galați la un teatru, la teatru nostru. Singurică? Așa. Singurică, da. Singură. Eram în clasa 11, eram destul de mărișoară și oricum eu am copilărit în Galați pentru că bunicii mei cunoșteam orașul. M-am dus acolo, bineînțeles, sincer, toate fetele mi se păreau super frumoase și erau, pentru că atunci am fost selectate 3 fete moldovence. Și a fost așa, în juriu Gabriel Henesei, mi-aduc aminte, el de-abia venise din Columbia. Și oamenii care conduceau agenția din România, cu mare emoții, eu nu-mi doream, să știi. Vezi, nu-ți doreai, viața asta nu? Este ciudată. Nu, pentru că nu mă vedeam sub nicio formă. Bine, eram, să știi că, în general, fetele care au anumite trăsături, se uită în oglindă și nu-și văd această așa frumusețe. Este, da, așa este, așa. Nu eram conștientă, cum nu sunt nici acum, îți spun așa cu modestie, că am vreo, nu știu, sunt frumusețea, adică care se poate încadra într-un anumit șablon, știi? Adică știu care îmi sunt calitățile, dar niciodată n-am zis, domnule, eu pot să câștig un concurs sau, știi? Da, nu-mi doream, nici nu mă vedeam, m-am dus, mi-a spus, să spun sincer, mi-a spus, nu mai primești bani de buzunar dacă nu te duci aici, du-te și încearcă. Și îți dai seama, eu cu disperare, dar vreau și eu nevoie, îți dai normal. Seama. Și a fost foarte frumos, nu am conștientizat, m-am întors, mă rog, oarecum mulțumită de ce am făcut, aici zic, hai, lasă, că până ajung eu la București, imaginează-ți, pentru prima oară în viața mea să ajung în capitală, mai fusesem doar la Chișinău, într-un alt oraș și bine, pe la mare, pe la munte, pe unde m-am mai dus dar mama. Dar nu în București. Dar nu în București. Wow. Și când m-am văzut, eu pot să spun că acum s-a desfințat Sofitelul, am avut beauty camp-ul în Sofitel. Bine, mai întâi a fost preselecția la nivel național, am fost 3000 și ceva de fete.
A ținut, eu am intrat în ordine alfabetică, fiind cu S spre sfârșit, eram ruptă, moartă de foame, de sete. Și plină de emoții. Nu? Mai că era încărcată de emoții. Că nici nu știu, nu, practic, chestiile astea au venit natural, pentru că eu nu știam să merg, nu știam să pozez. Bine, fiind un concurs mai altfel, nu clasic de frumusețe, ei au căutat alte calități. Ei căutau adică, naturalețea, da, și naturalețea căutau acel diversitate. Da, exact. Știi? Da. Acel je ne sais quoi, știi? Da. Acel altceva, altceva pe care o fată îl are sau nu îl are. Spre exemplu, defilam fără tocuri, n-aveam nevoie cu machiaj, mă rog, cu bijuterii, toate chestiile. Mă, și se pare că a fost deci acesta a fost meu. Momentul în care tu, practic, ai pășit, da. Ai pus piciorul da. În zona aceasta. Așa este, showbiz, modeling da. Și așa mai departe. Păi bun, și a urmat perioada aceasta ca model. Da, a urmat perioada ca model. A fost... Și, și am avut mai multe... Eu am prins o perioadă în care am făcut modeling foarte bună și din punct de vedere financiar și era cumva mai comod, cred eu, decât se face acum sau decât în anii următori în care lucrurile s-au poziționat altfel în această industrie și am avut noroc că deși am făcut un copil, încă mai aveam niște relații și niște joburi în anumite țări, de mergeam și făceam direct booking. Spre exemplu, am lucrat foarte multă lenjerie intimă. Deci tu ai făcut un copil. Da. Și tu pe urmă ai mers în campanii de lenjerie da, intimă. Da, da, deci da, fantastic, urmați, foarte tare. Da, da, aveai da, ce, da. Vârsta era 21, 22. Deci eu am început la 19 ani, am câștigat elitul. Și cum ai făcut un copil. Da, da, da. Și după așa. Am, da, îți dai seama. Dintr-o dată. Bine, și eu l-am făcut la 23 de ani. Da. Adică de ce mă mir, nu știu. Da. Dar mi se pare așa că... Știi, din dragoste, știi? Deci știu chiar că din dragoste. Nu, așa e, ai dreptate. Adică îți dai seama, eram chiar în vârful carierei și aș fi putut să călătoresc. Adică am fost și la Milano și la Nisa. Nu regreți, și nu regreți deloc, nu? Niciodată, nu. Adică, oricum era o viață care nu neapărat care nu mi se potrivea. Nu, dar n-am pus niciodată în balanță. Dar cumva să fi amânat puțin momentul sau să știi să tragi cât poți pe carieră. Nu, eu am știut toată viața că îmi doresc să am foarte mulți copii și să mă implic în viața asta. Deci este lucru care mi zic eu. Ei o să-mi spună dacă am fost o mamă bună sau nu. Sper, peste ani. Dar nu. Da. Okay, n-am avut regrete, nu. Și în general nu am regrete. Vrei să ai mulți copii? Deja ai destul de mulți copii. Adică da. După părerile unora, da. Părerile altora spun că, da, un copil este binevenit pe lumea aceasta da, și mai ales când ajută, are părinți așa frumoși, știi, da. Și o familie atât de frumoasă, de ce nu? Dar tu ți-ai pus vreodată întrebarea, nu știu, zic, trăim niște vremuri oarecum... Da, tulburi, nesigure. Un sus, așa, ca să zic așa, și da. Haotice. Ai deja 5 copii, partea asta financiară nu te sperie? Oh, da, adică, ok, ce fac cu ei? Mâine, poimine, răspoimine, educația sigur, pe care ei trebuie să o primească. E o investiție așa mare. Așa este, da. Îmi pun întrebarea asta în mod frecvent și permanent. Și nu e un stres? Și nu doar eu. Ba da, dar am învățat să trăiesc cu el și să diluesc cu el și stresurile le am din mai multe, îți dai seama, direcții, nu doar în asta. Uite, tocmai ți-am mărturisit că Moise a avut o noapte nu foarte bună și că am ajuns cu el la, mă rog, la o clinică, a avut febră foarte mare. Azi noapte și îți mulțumesc da. Foarte mult că de ce, ai venit drag, astăzi, doamne, că ne-ai promis că într-adevăr, vin, da, uite, te țin de cuvânt și chiar dacă da. Copilașul tău e ușor cernic, bolnăvior, da. Ești aici, da. Da, grijile sunt multiple, dar să știi că nu cred că diferă foarte mult de la un copil la altul, pentru că este ceva cu care te obișnuiești și cu care te înveți și ai grijă oricum doar dacă ești doar cu unul, apoi ele se multiplică, dar mintea ta este obișnuită, uite așa, știi cum sunt, ca un mecanism care nu se odihnește niciodată. Dar nu-mi pare rău, sunt alegerile mele pe care mi le-am făcut și noi ca familie suntem foarte asumați în tot ceea ce facem și nu-mi pare rău. Iar din punct de vedere financiar, da, este foarte greu și organizatoric, nu mai spun, dar am norocul ca ei să fie niște copii foarte, foarte, foarte normali și foarte cuminți și foarte buni. Spre exemplu, nu-mi cer niciodată ceva ce nu ne-am putea permite. Și ca să ajungem undeva, spre exemplu, la un gadget sau, uite, lui David, băiatul cel mare care în curând face luna aceasta 17 ani și a dorit foarte trăiască. Mult, Doamne ajută, mulțumesc. Un motor de capacitate mai mică, am avut mult de negociat, dar am considerat că îl merită și l-am luat. Voi oferiți
recompense, ca să zic așa, pentru note bune, pentru... Nu. Știi nu, că nu, unii părinți nu, asta nu, fac. Nu. Mai degrabă îi încurajez așa. Nu, am încercat și noi tactica asta, dar la ei nu funcționează, pentru că nu sunt copii genul ăla de copii materialiști, știi? Aha. Adică mai degrabă funcționează cu o vorbă bună, cu... Lor le place foarte mult, cum ne place noi, să petrecem foarte mult timp cu ei, să facem lucruri, nu știu, altceva, nu neapărat să ne jucăm, să mergem. Uite, weekendul ăsta am fost la o Sara, fetița de 11 ani, e pasionată de unicorni, m-a nebunit. Și am găsit în București o cafenea care are această tematică, da? Foarte haioasă, foarte colorată, îți dai seama, eu care nu sunt cu culorile astea drept dovadă, numai mov, roz, sparkling, totul, foarte tare, foarte... și mie, da. Pe unde, că și am fost acolo, mie, în zona Floreasca, mă rog, okay. Și am fost acolo și aveau tot felul de bombonici, de cocktailuri, de nebunii și am mers și cu Moise, cei doi, Ava și cu Noa, au fost plecați cu mama la Galați și chiar astăzi dimineață și-au manifestat dorința, vrem și noi la cafenea. Normal, normal că merg. Seama. Deci ai 5 copii, fiecare... Eu nu înțeleg cum poți... Eu... Deci cum poți să-i mulțumești pe toți deodată? Pentru că eu știu cum e cu copiii. Mm-hmm. Dacă iei unul o jucărie, vrea și celălalt. Deci da. La voi totul e multiplicat? Da. Uite, fai, dacă soțul meu ar dar fi aici de dar ei știu să față... împartă jucăriile, da, adică da, 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 le dau da, da, unul da, da, de la da, da, altul da. Și... Întotdeauna îi cedează, pe e regulă la ei și da. Nu impusă de mine, le cedează și nu numai jucăriile, chiar și mâncarea, spre exemplu, dacă au o chestie, o ferie de lapte, să zic, nu dăm nume da. Acum, un dulce anume, mai întâi întreabă pe cei mici, deci clar că wow. sunt prioritari. E da, bine, dar asta așa i-ați educat voi. Da, eu nu mi-asum merituri, dar trebuie să-i cunoști și o să vezi cum. Adică dacă n-ai vedea pe mine și pe ei, ți-ai dat seama că sunt genul ăla de copii foarte, foarte cumini. Și Dana, eu aș mai putea să le mai spun celor care ne ascultă acum un sfat, care nu trebuie neapărat să țină cont de el, dar nu i-am... Cum am avut eu așa ca abordare de-a lungul timpului, nu i-am împins niciodată să facă ceva din ce nu și-ar fi dorit. Uh-huh. Spre exemplu, nu am spus niciodată, nu l-am pus o povară. Dom'le, deși aș fi putut și am fost tentată de multe ori, vreau să iei numai note de 10 sau vreau să te duci la concursul ăsta sau vreau să obții performanță la lecțiile de not sau vreau să faci, am încercat 11.000 de activități, spre exemplu nu am face pian, fac engleză, dar doar ce le-a plăcut lor. La școală niciodată nu au fost, deși David chiar are o capacitate intelectuală absolut deosebită și asta doar datorită lui, pentru că a fost un copil care s-a autoeducat și pot să zic și un pic autodezvoltat, așa, noi vorbim foarte mult, a citit foarte mult, vorbește la perfecție engleză, este, cum să zic, e o plăcere de copil să vorbești cu el, de adolescent. Da, da, dar totuși asta înseamnă că voi, ca și părinți, sunteți concentrați pe da, timpul da. Acesta împreună păi, nu, cu nu ei. Nu exagera, pentru că nu am, uite, lumea este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care, domnule, dar asta sigur are 7 bone, 5 șoferi și să nu știi ce. Că asta era următoarea mea întrebare, da, știi? Da, pentru că totuși da. Nu te văd, adică nu văd cum este posibil din 24 de ore în 24 să fii tot timpul acolo pentru ei și să oferi dar dragoste nu sunt tot timpul, și atenție nu sunt tot timpul. Egală. Nu. Deci știi? Am învățat să fiu foarte organizată în primul aha. rând. Până anul trecut am făcut prostia să îmi aloc foarte puține ore de somn, adică pentru că și scriam, trebuia să merg și la evenimente. Cam ce faci și tu? O nebunie de asta. Intrasem într-un cer de ăsta, oarecum să zicem, de slăbiciune și vicios, în care n-am mai știut să spun nu. Și am ajuns într-o stare în care pur și simplu sănătatea mea nu m-a mai ajutat și în care mă aflu și acum. Și de aici se trage, nu știu, anemie, ceva cu anemia, da? Da, da, da? Anemie severă. Deci e adevărată treaba. Da, 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 okay. Din păcate. Dar ajunsesem să dorm 4 ore maxim pe noapte, adică eu oricum mă trezesc la 7 fără un sfert, așa. Și duci copiii la școală? Sau nu cum? Eu îi duc, nu, îi duce deci cineva care... în bucătărie, care... făcând sandwich-uri da, pentru da, toată lumea. Da, 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 de multe ori, adică le pregătesc cu o seară înainte, sandwich-urile nu, pentru că pâinea noastră, din păcate, nu au calitatea asta. Noi o facem în casă, dar nici pe aia n-o bag, adică am niște chestii, fructe, mă rog. Și hainele la fel organizezi da, o zi înainte da, da, și da. Nu ai... Celor mari, uite, pe David îl mai ajut, pentru că el trebuie să respecte un anumit cod okay. vestimentar și Sara la fel. Suntem ajutați de faptul că au uniformă, trebuie să poarte anumite culori, dar celor mici, da, întotdeauna organizez cu o seară. Și cred că ai discuții interminabile cu ei. Mami, nu vreau aia, eu vreau să mai port aia, dar mie nu-mi place aia. Nu, deocamdată nu. Mai mult cu Sara, spre exemplu, și-a terminat orele de engleză la meditații acum sâmbătă, în weekend, că noi așteptam să mergem la cafenea și ce crezi că îmi spune? Nu merg.
ia-i și lăuaică. Zic, cum adică seara nu merge? Nici nu mă simțeam foarte bine. Zic, eu am făcut un efort, zic, ne-am îmbrăcat cu toții, că le-am invitat și pe fratele și pe cumnata mea să mergem în Măgașcă Mare, Adi avea o nuntă în București. Și zic, stăteam, stai seama, patru oameni să o așteptăm pe ea și plus bebelușul care n-a păi numai avea răbdare. Na. A, nu, mama, eu mă spăl mai întâi pe păr, după aia mi-l trag la perie și vreau să-mi pun și un outfit adecvat. Îți dai seama că în prima instanță reacția mea a fost cumva... Mișcă-te! Da, te rog frumos, știi? Dar m-am temperat și m-am gândit, zic, hai că copilul oricum era foarte trezit de dimineață, a fost la biserică, că a fost sâmbăta morților, a fost la meditații, adică a avut așa... A avut activitatea să mă din plin. Da, 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 din plin și zic, măi, dacă totuși își dorește să se coafeze, să se spele pe păr și... Asta i-am zis, zic, Sara, totuși ai 11 ani, nu știu cum o să facem pe la 14-15, dar... Păi să știi că nu te văd bine. Nici eu nu mă văd bine, că comparativ cu fratele ei, David, ea e altceva. Adică el n-a fost niciodată preocupat așa de partea asta foarte tare, fiind și băiat. Ai spus de biserică. Îți duci copiii, da, la biserică și nu, sâmbătă, frecvent, duminica? Din păcate, nu. Așa la marile sărbători. Am înțeles. Sărbători. Okay. Dar eu am crescut de bunica mea în, să zicem, în spiritul acesta. Adică am avut foarte mulți ani în care mergeam duminică de duminică, dar nu-mi pare rău și mi-aduc aminte toate episoadele pe care ba mi era frig, ba mi era cald, ba simțeam mirosul de tămâie care mă supăra, ba lumânările, ba înghesuială, ba ambulzea. Și plictiseala, da, că erai și copil. Și plictiseala, îți dai seama, nu aveam niciun gadget, dar stăteam acolo și cu asta basta, am învățat să apreciez până și momentele alea și m-au ajutat foarte mult, pentru că niciodată, indiferent de tot ce am avut, nu m-am îndepărtat de... Și chiar îl simt pe Dumnezeu, adică... Adevărul e că, mai mult într-adevăr, decât aproape ai avut de noi. Niște momente dificile, cum avem... Cu toții, da, avem momente, da, mai dificile prin care trebuie să trecem și de fiecare dată unii se îndreaptă către familie, alții către biserică. Cred că este important să știm că nu suntem singuri, știi, pe pământ și că avem pe cineva, ori acolo sus, ori, da, lângă, păi, noi, care să ne iubească. Eu spun că în primul rând ne avem pe noi și așa. Asta trebuie să apreciem cel mai mult, așa. Și da, e altceva când ai familia și... Eu pot să spun că Dumnezeu există. Aici sunt discuții interminabile și n-aș vrea nici să mă contrazici. Mă contrazice destul de des David, pentru că el nu neapărat, nu că nu crede, dar știe că mă supăr atât de tare și este singura chestie cu care mă mai așa, știi, mă mai agită și mă pune, mă expune unor discuții interminabile și am zis, da, zic, dar de ce vrei să ajungem aici? Pentru că el este foarte realist, înțelegi ce îmi spune? Și analitic. Cum crezi tu? Da, și până analitic. Nu-i dovedești, da, clar că există, nu crede. Tot timpul îi spun, David, uite-te în jurul tău. Zic, uite-te în jurul tău. Mami, nu, că tu ești oricum prea bună cu toată lumea, că uite ce om normal la cap ar fi făcut atâția copii cât ai făcut. Normal că pentru tine... Serios? Da, e clar. Aha. Că pentru tine există Dumnezeu și totul e un miracol și trăiești într-un miracol și într-o poveste, da. Dar și de aici, mă rog, de când eram mic, spre exemplu, că mai ales când mergeam în vacanță și aveam drumurile mai lungi, era o întrebare pe care mi-o punea. Asta e destul de tristă și de dură și îmi spunea, dacă Dumnezeu există, de ce copiii mor de anumite boli, de ce sunt războaie? Și era mică, adică încă nici nu mergea la școală. Și de aici discuțiile noastre, dar sunt convinsă și, că tot timpul... Și scuză-mă, cum i-ai răspuns? Pentru că eu sunt curioasă, eu am aceeași întrebare, sincer. Păi spun, uite-te în jurul nostru. Mulți avem această întrebare. Păi spun, uite-te în jurul nostru și încearcă să vezi lucrurile care se întâmplă... Bune. Da, bune. Adică cumva, da, e trist să spunem asta, cumva trebuie să existe un echilibru. Da, cumva. Da, da. Să știi că eu am avut o perioadă în care nu neapărat că l-am renegat ca existență, dar m-am îndepărtat puțin și după aia am simțit, și nu vreau foarte mult să vorbesc despre asta. Ai pus întrebarea de ce eu? Da, da. De ce mi se întâmplă mie? De ce s-a întâmplat și de ce se întâmplă? Cred că avem cu toții la un moment dat, dar după aia am avut mari regrete și mai până și experiența asta a maternității și a nașterii și nu, deci eu chiar le văd, poate sunt vorbe mari, poate sunt prea, nu știu, credulă, nici nu știu cum să spun, dar pentru mine eu așa le percep ca fiind miracol aia. Adică din... Eu îți spun sincer, mă bucur să am această discuție cu tine, suntem foarte deschise aici, văd că ești foarte deschisă și mă bucură lucrul acesta, pentru că și eu, de exemplu, când am născut-o pe Julie, eu nu puteam să rămân gravidă și pentru mine Julie a fost și este un miracol, adică ceva dumnezeiesc.
după ea, dar imediat după, deci practic când eram în perioada aceea de refacere, am rămas din nou însărcinată și, mă rog, când m-am dus la doctor, doctorița mi-a spus că din motive de sănătate ar fi bine să... Da. Și am făcut acel pas și până în ziua de azi regret, pentru că n-am mai rămas de atunci niciodată gravidă. Da, știi cum și e, mă gândesc, toate se întâmplă din păcate, știi? Cu... Cumva, da. Undeva ceva se întâmplă, e adevărat, dar eu am acest regret că nu am lăsat acel copil să se nască, poate aia era menirea lui, să fie pe pământ, știi? Da. Mă rog, dar revenind la viața... celebritatea și toată această nebunie care ne înconjoară. Văd că tu ești foarte echilibrată și văd că știi să-ți controlezi viața în așa fel încât să fie bine pentru tine și pentru cei din jur. Da, ai o familie frumoasă și numeroasă. Da. E adevărat că unii te-au criticat și văd că și între copii ține să te critique, că vezi, Doamne, ai făcut copii. Spus, criticat nu. În ghilimele. El îmi spune, mama, tu oricum ești bunătatea în persoană, mă văd așa. Dar poate, adică vede, nu e... poate te simte că, nu știu, poate ai obosit, poate vrea să... Da, m-a mai întrebat, mai ales seara foarte târziu, îmi spune așa, dojenitor, de fapt, săracul, de tine. Da, mai ales că e foarte înalt și foarte mare, cu totul are 1,94 m, adică e un adevărat bărbătoi. Și da, îmi spune, da, mai poți, ești ok, e destul de implicat și se... Și te ajută mult, nu? Da, dar asta spuneam, atenție, niciodată nu le-am schimbat modalitatea, adică odată cu venirea pe lumea noului copil, niciodată nu le-am schimbat, să zicem, obiceiurile și ritualurile lor. Adică n-au simțit că nu mai primesc ei aceeași atenție pentru că e un alt copil, Le-am explicat pe înțelesul fiecăruia și vârstelor lor, știi că cel mic e clar, mami mai trebuie să-i dea și puțin lăptic și mai trebuie să am puțin grijă, dar vezi că el e mic, uite, e mic, n-are nicio vină, trebuie să mai stăm un pic. Dar nu, uite, nu i-am mulți părinți, sunt, faceți liniște, nu fă aia, nu fă aia, doarme bebelușul, acum ai faci program, te plimbi cu celălalt. Nu, când au simțit ei că vor să se joace, să se joace, să-l plimbe, să-l plimbe, nu le-am impus un program foarte strict. Și astăzi, cred că asta m-a ajutat. Da, astăzi de dimineață, așa cum fac eu de obicei, înainte să am invitatul aici pe canapea, mai dau un refresh, mă uit, dau bagul pe Google, știi? Și am văzut că ai site-ul voios.ro. Da. Deci, haios. E haios, da. Eu am fată mare, are 25 de ani și nu pot să zic că mă mai atrag problemele astea de copii, de alăptat, de crescut, de... Dar mi-a plăcut foarte mult felul în care scrii, felul în care abordezi problemele și citeam și mi-aduceam aminte cum a fost cu Julie când creștea și chiar mi-a plăcut foarte mult. Deci asta este zona ta de confort. Asta vrei tu să faci, asta vrei să transmiți mai departe publicului tău, pentru că tu ai un public angajat, persoană publică până la urmă. Da, eu, un formator de opinie. Eu am încercat, mulțumesc frumos, eu am încercat, nu știu dacă formator de opinie, nu m-am gândit la asta foarte mult. Uite, spre exemplu, încurajez și susțin foarte mult nașterea naturală și alăptarea. Așa. Foarte mult. Deci în asta chiar aș vrea să le arăt doamnelor și domnișoarelor că se poate. Deci chiar se poate. Indiferent de ce credem și ce ne spun ceilalți, eu vreau să susțin asta că se poate pentru că am trecut prin aceste experiențe și deși a fost chinuitor și stresant și dureros și nici nu vreau să mai mi-aduc aminte, eu totuși am avut puterea și curajul să o iau de la capăt de 5 ori, nu de mai puțin de atât. Deci de fiecare dată ai născut natural. Da, da. Și prima experiență chiar a fost una absolut îngrozitoare pentru că David a avut 4,450 kg și 59 de centimetri. Am născut într-o maternitate de stat, nimeni nu m-a... eram foarte mic, aveam 21 de ani. Da. Nimeni nu m-a pregătit de fapt despre ce înseamnă această experiență și să aduci un copil pe lume fără mari chestii. Nu mi s-a mai prins epidurala, adică a fost... am și leșinat, mi-au făcut manevre, nici nu vreau să... Imaginează-ți că după aia m-am dus la un control stomatologic și mi s-a făcut rău, adică n-am mai putut. Am asociat momentul ăla cu actul în sine, da, nașterii, da. Dar de fiecare dată mi-a fost foarte greu. Eu sunt și destul de emotivă, deși n-ai zice, și întotdeauna îmi induc așa o stare de asta de agitație, că tot doctorul... Adică intri într-o stare de anxietate? Da, exact. Doctorul meu îmi spune, Doamne, I guess că ați mai născut de 4 ori sau de 3 ori, respectiv ați mai născut, știți despre... Cred că ai avut emoțiile colosale și capitale. Dar
merită, nimic nu se compară cu momentul ăla, deci nimic. Apropo de formator de opinie, nici nu mai știu ce m-a întrebat dacă ăsta, da, cred că mi se potrivește rolul ăsta pentru că vreau să-l arăt, adică oamenilor, că poți să faci și în general doamnelor, apropo de întrebarea cât e bună și așa, că poți să faci dacă îți dorești multe lucruri și dacă meriți, bine, mai este o chestie, dacă meriți să ți se întâmple, pentru că dacă nu meriți, eu cred că poți să, să ne punem de-a curmezișul și să nu se ni se întâmple, să nu ni se întâmple anumite lucruri. Bine, cred acum foarte sunt foarte teorie. Multe femei care, din păcate, nu reușesc să rămână gravide, fac eforturi gigantice până la urmă și faci copilul neprubetă și totul faci, știi? Sau te duci și adopți. V-ați gândit vreodată și la chestia asta? Pentru că având parte de o familie atât de frumoasă, cu copii frumoși, normal, și, adică normal în sensul că văd viața într-un mod normal, v-ați gândit la lucrul acesta să oferiți dragoste unui copil care este lipsit de dragoste? O să râd și o să rămâi uimită, că asta este cea mai mare dorință mea și eram aproape când să se întâmple. Eu sunt, mă rog, unul dintre ambasadorii, sună așa, Salvați Copiii, și ei au ca principală activitate donarea de incubatoare în spitalele mai puțin dotate, dotate. Și am mers împreună cu doamna Șucu și cu Amalia Năstase și cu, mă rog, ceilalți membri la Spitalul Pantelimon. Cum am văzut o fetiță care era abandonată de mama ei, nu vreau să dau foarte multe detalii, mămica era foarte tânără, un copil absolut superb, cel puțin calitățile fizice erau mai mult decât evidente, și era acolo bine tratată, bine în condiții, dar urma singură să nasc. Da, deci nu știu, am avut așa o... Nici nu știu cum să o explic, probabil și datorită sensibilității din perioada aceea, m-am întors acasă cu gândul că noi trebuie să luăm copilul acela. Mama a fost de acord, copiii așa și așa, Sara s-a bucurat că o să mai avem o fetiță. Din păcate sau din fericire, a avut noroc să fie adoptată de o familie din Franța, dacă nu mă înșel, și până să ne mișcăm noi, dar cu siguranță ne mai dorim cel puțin un copil al nostru, și după 40 am zis că o să și adoptăm un copil. După 40 de ani. Dar nu vreau să fac din asta. Aha, o... Deci la 40 te oprești. Cum s-ar spune? Cred că e cazul, nu știu de ce. Cred că ar fi și cazul, așa zic eu. Deci în casa voastră acum sunt 5 copii, sunteți voi doi părinții, și pe lângă aveți și tot felul de animăluțe. Da, avem, nu? Și fiecare copil are petul lui sau cum? Nu chiar, nouă îl are pe Bob, care este o broscuță țestoasă pe care a primit-o de Crăciun, apropo de cadouri și despre ce vorbeam. Așa. Sara l-are pe Oreo, toate animalele noastre sunt adoptate de pe stradă, adică din condiții de astea nu le-am cumpărat de la peturi, da? Oreo fiind ce? Oreo fiind o pisicuță. Pisică, da, o pisicuță care a fost atât de mică și m-a dus de nas, că nu crește, că nu se face mare, și acum zici că e un câine, pisica câine, înțelegi? Așa, și e atopită, pentru că visul cel mai mare a Sarei este să-și organizeze să aibă o fundație de luptă împotriva, abuzurilor asupra animalelor. Adică e vegană, mă rog, aș putea să povestesc despre copii. Trebuie să o pună legătură cu fimea, că și ea e la fel. Da, din păcate aș putea să spun, pentru că la vârsta ei și la câtă energie consumă nu ajută foarte mult, dar e nebunită. Îl mai avem pe și încă doi căței, o avem pe Tinca și pe Ugo, la fel, care au fost găsiți, mă rog, plin de ulei pe străzi și așa mai departe. Și am avut săracul și o păsărică, o pasăre care, mă rog, nu mai e acum. Și cam atât. Cred că n-am omis pe nimeni. Nu, n-am omis pe nimeni. Sper să nu fiu omis pe nimeni. Dar își mai doresc, dar încă negociem, că... Nu se poate, nu? E prea mult. Cred că e nebunie totală în casa. Sper să... Cred că e o casă măricică din moment ce ține atâția membri. Așa. E o nebunie, dar eu spun o nebunie. Îți place nebunia asta. Cum un haos organizat. Cât poate. Uite, spre exemplu, acum fac public că nu i-am dus la școală, am dus-o doar pe Sara la școală, pentru că noi ne dormim deloc.
cu ăsta mic. Mi-a fost foarte greu să pot să-i organizez pe toți de dimineață. Cei mici au venit de la gară cu mama pe la 10 și jumătate și am zis, n-am cum, până le-am făcut un duș, până le-am dat ceva să mănânce. Deci fericire maximă, și ceva, că nu s-au dus la școală. Clar. Și zic, asta e, încă o zi în plus de weekend, ne cerem scuze doamnelor învățătoare, dar n-am fost niciodată atât de înverșunată pe partea asta. Da, educația este clar cel mai important, cred că cea mai importantă moștenire pe care putem să o lăsăm. Educația și educația de acasă, în primul rând, și educația de la școală. Și cred foarte mult în actul educațional. Din păcate, în România s-a mai pierdut, dar noi suntem, avem norocul că suntem în niște instituții, am fost și de stat și acum private, și oamenii de acolo chiar sunt înzestrați ca fiind adevărați dascăli și iubesc foarte mult meseria și copiii. Dar, cum îți spuneam, n-am pus niciodată presiune. Dom'le, trebuie să fii cel mai bun, trebuie să fii premiant. Nu, mami. Vrei să te duci azi la școală? Dar câte episoade de-asta n-am avut cu David? Da, de câte ori nu și-a uitat ghiozdanul? Stai, la început e șocant. Îți dai seama. Da, cum să pleci la școală, la liceu, fără ghiozdan? Zic, măi, băiete, ce înseamnă asta? Mami, mă descurc oricum, știi? Adică au o explicație și simți când copilul poate și știe și... Auzi, școală ca școală, dar mă gândesc acum la David, că e la vârsta în care cred că vin fetele acasă. Toată lumea mă întreabă. Nu, n-are nicio treabă. Deocamdată nu. Este sunt curioasă cum o să gestionezi tu și Adi chiar chestia asta, știi, când o să vină cu prietenele. Eu am ținut foarte mult, m-aș bucura, îți dai seama, am cunoscut doar o fată până acum, oarecum în mod oficial, pentru că îi cunoșteam părinții, dar în timpul școlii generale a avut așa o, să zicem, o mică tatonare așa cu ea. Dar de atunci nimeni, uite, e urât să spun, dar nu are o impresie foarte bună despre fetele din generația lui, de exemplu. Ba că sunt superficiale, ba că sunt prea machiate, ba că sunt, nu vreau să spun acum, tunate. Așa. Vă zic eu, pițipoane. A zis cuvântul ăsta. Așa, da. Ba că nu știu ce, ba, da, a avut pe cineva la un moment dat. Bine, da, așa, e clar bine, că voi vorbește, trebuie să... comunică cu ele, dar nu nimic foarte serios. Spre exemplu, a avut balul bobocilor anul trecut la un club, mă rog, nu dăm vâmă, așa. Și m-a sunat pe la 1, eu mă așteptam, îți dai seama, stăteam cu inima să vină pe la 5 acasă, pe la ora 5. Și mi-a zis, auzi, mama, cheamă-mi și mie un număr sau vezi că-mi iau un număr. Ce că... plictisit totală. Da, ăștia fumează, mai beau și câte o bere pe aici, pe afară, okay. Că n-au în interior, n-aveau voie, dai seama. Și nu, el e genul altfel de copil, știi, uite, okay. Jorește el să fie el e genul medic. Altfel de copil, dar în general da. Copiii sunt cum sunt. Spune, e foarte ei, greu, foarte când, greu. Nici când vreau e să momentul mă acela, mami, da. Cum se fac copiii? Au venit la tine, este da. Sau la Adi? La mine. Discuția asta am avut-o prima dată cu David. Cred că era că avea 5-6 ani și am explicat foarte frumos și apoi am aplicat aceeași povestioară, să zic, cu toții și am zis, mami, copiii se nasc din iubire, de fapt nu m-am îndepărtat foarte mult de la adevăr și din două picături. Or fi mai mult, mă nu contează. Și i-am zis din două picături de iubire și n-am intrat foarte mult da, în detalii. Da, i-ai lăsat pe acolo da, cu picăturile. Și am zis, zicând o să fii puțin mai mai mare, o să-ți explic. Și da, n-a mai fost cazul, că mai degrabă cred că acum ei mi-ar explica mie multe pe care normal. Eu nu le știu. Ce vrei să știi, mami? Și, ce te interesează? Da, hai da, că-ți dar zic eu. Nu, am fost foarte liber la comunicare și asta cred că este cel mai mult și cel mai mult ce am apreciat. Deci dacă făcea cea mai mică boroboanță la școală, îmi puneam mâna pe telefon de la secretariat pentru că ei n-au voie cu telefonul mobil la școală și mă spunea, mama, vreau să zic, astăzi la ora de română s-a întâmplat asta, catastrofa numărul 1. Vezi că am făcut asta, vezi că am făcut nota de bine, și am apreciat foarte mult. Înseamnă că această linie de abordare la educație, comunicarea totală, i-a făcut pe ei să fie foarte relaxați, foarte deschiși, foarte deschiși cu voi, deschiși, să, nu vă, să nu simtă că sunteți genul acela de părinți care îi pedepsesc pentru orice. Nu, mai deci degrabă, asta este foarte important. Adi este mai înverșunat așa pe anumite chestii. Spre exemplu, cu ăsta mic Noa studiază pianul deja de 2 ani. Și eu mai aveam mici tentative de escape, să nu-l duc în weekend. Bine, da, Adi fiind un artist, are chestia asta. Nu,
Aha. Munca învinge talentul și nici nu vreau să aud. Drept dovadă, acum cât deja cânte la două mâini și el e mai, cum să zic, puțin mai ancorat, să zic, în realitate ca și mine, decât mine. Bă, dar știi cum se merge pe ideea că funcționează treaba asta cu bad cop, good cop, știi? Da, adică da. Polițistul bun, da, polițistul rău. Dar nu-l las să fie bad cop, știi? Glumez, nu, chiar nu-l las, pentru că nu... Adică ei sunt genul de copii care nici n-ai cum să-i cerți, nu știu cum să-ți explic. Printre, adică nu... printre rânduri așa, sunt absolut convinsă că internauții noștri, deci cei care se uită acum la noi, au înțeles că totul depinde foarte mult de părinți, cum își educă copiii, că educația, într-adevăr, este foarte importantă. Eu aș mai zice, eu încerc să fac un extra pentru că vreau să spun, știi cum a zburat timpul stând de vorbă deja? Cu tine? Deja. Trebuie neapărat să mai vii, dar pentru a comunica direct cu Anca, o puteți face pe contul de Facebook, da, pe pagina oficială, pe Instagram, presupun, da, nu? Da. Și, bineînțeles, pe blogul, pe blog voios.ro, pentru că acolo realmente o să descoperiți foarte multe lucruri interesante, multe sfaturi venite, după cum vedeți, din propria experiență. Exact, da, din propria experiență. Dar vreau să le spun, adică vreau să subliniez faptul că nu-mi doresc să fiu un model sau un exemplu pentru nimeni, pentru că ar fi o corvoadă pentru mine. Nu, poți să fii o prietenă, un ajutor. Eu povestesc din punctul meu de vedere, pentru că suntem atât de diferiți, viața mea arată, suntem atât de diferiți ca oameni, încât mi se pare incorrect să-ți spun eu ție, Dana, nu purta nuanța asta de roz, pune-ți albastru, că nu e ok, știi? Deci ar fi greșit total. Corect. Anca Sânăserea a fost astăzi aici la emisiunea E OK să fii vedetă. Da, titlul este E OK să fii vedetă, dar pe de altă parte, după cum vedeți, încercăm să scoatem latura umană și naturală din vedetele noastre și astăzi cred că am reușit cu Anca, pentru că ați văzut o femeie dedicată, asumată, frumoasă, naturală. Și tu foarte generoasă. Normală. Nu, de ce? Tu singură ți-ai făcut aici cartea de vizită, știi? Adică e clar că oamenii, știi, în ziua de azi nu mai poți să păcălești omul. Și că se spune sau că mințim poporul cu televizorul, da, poate aici pe online foarte mică, lumea este extrem de reală și foarte dură. Dacă nu le-ar plăcea ceva, ar veni niște comentarii de, știi? Deci, vă pupăm și ne vedem săptămâna viitoare cu o altă invitată de valoare. Uite, o să dezvălui cine este de data aceasta, Amalia Enache. Vă pupăm! Pupici, pa, pa! Pa, pa.